Ce este eul? Eul e idolatrie. Indiciul unui sine limitat și separat, născut într-un trup, o sândit să sufere și să își sfârșească viața prin moarte. Eul e voia care vede în voia lui Dumnezeu un dușman și ia o formă în care aceasta e negată. Eul e dovada că puterea este slabă și iubirea înfricoșătoare, că viața e chiar moarte și numai ce se opune lui Dumnezeu este adevărat. Eul e dement. În frică, stă dincolo de pretutindeni, despărțit de tot, separat de infinit. În demența lui, crede că a devenit victorios asupra lui Dumnezeu însuși. Și în groaznica lui autonomie, vede că voia lui Dumnezeu a fost distrusă. Visează la pedeapsă și tremură în fața figurilor din visele lui. Dușmanii lui, care caută să îl ucidă înainte de a-și putea lua el măsuri de siguranță prin atacarea lor. Fiul lui Dumnezeu nu are eu, ce poate să știe el de nebunie și de moartea lui Dumnezeu, când a rămas să stea în el? Ce poate să știe de chin și suferință, când trăiește într-o bucurie veșnică? Ce poate să știe de frică și de pedeapsă, păcat și vinovăție, ură și atac, când tot ce îl înconjoară e pacea eternă, de apururi lipsită de conflict și netulburată în cea mai profundă liniște și seninătate? Să cunoști realitatea înseamnă să nu vezi eul și gândurile lui, lucrările lui, faptele lui, legile și convingerile lui, visele lui, speranțele lui, planurile lui pentru propria lui mântuire și costul pe care îl atrage după sine credința în el. În suferință, prețul credinței în el e atât de imens, încât răstignirea Fiului lui Dumnezeu e oferită zilnic în sumbrul sanctuar al Eului, iar sângele trebuie să curgă înaintea altarului, unde nesănătoșii lui adepți se pregătesc să moară. Dar un singur crin al iertării va preschimba întunericul în lumină, altarul închinat iluziilor în sanctuarul vieții însăși iar pacea va fi redată pentru totdeauna sfintelor minți pe care Dumnezeu le-a creat să fie fiul lui, sălașul lui, bucuria lui, iubirea lui, total aparținându-i lui, total una cu el. Lecția 333 Iertarea pune capăt visului de conflict aici. Conflictul trebuie rezolvat, dacă vrem să scăpăm de el, nu poate fi evitat, dat deoparte, negat, deghizat, văzut altundeva, numit altfel sau ascuns prin amăgiri de în orice fel. Trebuie văzut exact așa cum este, unde se consideră că este, în realitatea care i s-a dat și cu rostul pe care i l-a acordat mintea. Căci numai atunci se ridică mecanismele de apărare, adevărul putându-se răsfrânge asupra lui, în timp ce dispare. Tată, iertarea este lumina pe care ai ales-o pentru a împrăștia tot conflictul și toată îndoiala și pentru a ne lumina calea de întoarcere la tine. Nici o altă lumină nu poate să pună capăt visului nostru de rău. Nici o altă lumină nu poate să mântuiască lumea. Căci numai ea va reuși în toate, fiind darul pe care i l-ai dat prea iubitului tău fiu.